Bună ziua, sunt Daniela și astăzi vreau în cadrul rubricii din Înțelepciunea Lumii să vă spun câte ceva despre ceartă. Știți că am mai publicat eu cândva proverbe, am să le includ în această nouă rubrică pentru că m-am gândit că e bine să le grupez, nu să le amestec cu alte postări. Deci, ceartă. O ceartă fără motiv, iată semnul prostiei. De aceea se spune că totdeauna cel înțelept cedează. Certurile nu rezolvă niciodată nimic, în afară de a aduce suferință și necazuri. Ne putem exprima opiniile și fără să țipăm. Și mai ales e bine să ținem minte că nu deținem noi adevărul absolut. Uneori au și alții dreptate. Totuși, este foarte important să nu uităm de respect și să lăsăm orgoliul acasă când ne întâlnim cu o persoană mai în vârstă.